Timișoara va avea un nou spital municipal. Primăria Timișoara lucrează împreună cu Banca Mondială la un nou spital municipal, un spital ca afară. Actualul spital municipal este împrăștiat în tot orașul. Sunt 14 locații în care funcționează. Multe dintre clădirile în care funcționează sunt complet depășite. Sunt găuri negre în care tot băgăm bani, dar care niciodată nu vor oferi oamenilor condițiile unui spital modern. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț. Facem spital nou la Timișoara și imediat o să vă arăt și unde. Acum sunt la clinicile noi, aici la urgențe, unde intră mii și mii de pacienți în fiecare săptămână. Pacienți care de aici, după ce vin la consultații sau la operații, sunt duși în alte secții în oraș. Spitalul municipal este împrăștiat în tot orașul. Multe clădiri sunt vechi și asta este ceva ce trebuie să schimbăm și de aceea avem nevoie de un nou spital municipal și îl vom și face. Am făcut 10 minute până la aici, la secția ORL, o clădire din 45 care astăzi cu siguranță n-ar mai primi un aviz și este normal că pacienții se plâng de condiții în aceste clădiri istorice. Avem nevoie de servicii de calitate, de servicii moderne și pentru asta avem nevoie de un nou spital municipal. Haideți să vă arăt unde o să-l construim. Pe acest câmp de câteva hectare, aici pe calea Torontalului, o să construim nou spital municipal cu 300-400 de paturi. Vom stabili exact în studiul de fezabilitate pe care îl facem cu Banca Mondială. Este absolut crucial să avem un partener care are experiență cu astfel de proiecte majore și da, va fi un parteneriat public-privat, adică căutăm o firmă care ne livrează tot proiectul de la documentație până la construcție, chiar și la întreținerea clădirii. O să ne predea la cheie această clădire și împreună cu Banca Mondială căutăm acest partener. Este un proiect extraordinar de ambițios, de care Timișoara are nevoie, de care pacienții Timișoarei au nevoie, pentru că trebuie în sfârșit să ducem și spitalul municipal în secolul 21. Mă bucur că prin seriozitatea și munca echipei cu care lucrez am reușit să aducem alături de noi un partener cu greutate internațională și să deschidem această oportunitate uriașă de a avea în sfârșit un spital demn de Timișoara, mai punctează Dominic Friț.